Ei, vreau, sunt curioasă. Care este rolul care te-a speriat pe tine cel mai tare pe parcursul actoriei, așa, pe parcursul carierei ta? Ăsta. Ăsta. Din Spy cu Elena Ceaușescu. Da. A fost foarte greu pentru mine și înspăimântător chiar la început, pentru că, da, mi-a fost foarte greu. Mi-a fost greu, dar uite că a apărut Chris, regizorul Chris Smith, a crezut foarte tare în mine și în mine și în cuplul nostru cu Claudiu Bleonț și am discutat cu el despre personaje. Din păcate nu s-au putut face repetiții pentru că totul s-a dereluat pe de repede înainte și filmările au început în Ungaria și el trebuia să plece și n-am beneficiat de ceea ce se cheamă un timp de repetiții, dar am stat de vorbă și ne-a spus că am înțeles despre ce este vorba și după aceea am început să ne documentăm noi singuri cât am găsit surse din care să ne documentăm, că sunt destul de puține sursele. Deci a fost o adevărată provocare, pentru că nu ați avut timpul necesar încât să și repetați. A fost timp, nu, în timpul nostru de pregătire a existat, pentru că noi am început mai târziu filmările, cam după o lună, dar era extrem de... Era înspăimântător, știți, ca personaj, ca personalitate, de fapt. Asta mă speria și mă tot gândeam la energia negativă, să nu-mi trimită niște energii, niște semnale negative, că încerc să o... Nu, că încerc să o creionez așa, că a fost o încercare. Sunt curioasă, tot așa, pe parcursul carierei, care este personajul în care te regăsești tu cel mai mult sau pe care ți-a plăcut să îl interpretezi? N-am făcut o ierarhie pentru că m-au fost mai interesante pentru mine personajele care nu se regăseau, care nu aveau multe repere în personalitatea mea și atunci era mai interesant pentru mine să încerc să înțeleg și să ajung să mă întâlnesc cu acele alte caractere. Dar așa n-am făcut niciodată o ierarhie pentru că primesc orice, Nu ai spus niciodată nu. Ba da, am spus nu, dar am spus nu din pricina timpului, am spus nu când nu m-am simțit pusă bine în pagină, când erau lucruri pe care le încercasem și n-aș mai fi vrut să încerc să bătătoresc același drum și... Da, se mai întâmplă. Da, altfel nu refuz, că sunt atât de puține proiecte, este aberant să refuzi.